Da. Stai la bine. Calcă. Pune că îl desfaci pune. Hai, uite ce le pui. Nu, nu, acolo. Pune că te curcă la pâine. Luci, câte kilograme ai pus pe ei? 50. 50, 50, 25 de kilograme într-un sac. Și la vale, cât au avut? Nu, cam 40 pe unul. Păi am pus 100. Deci am pus 100, am luat un pop, un părinte, la rău alb, am pus 100 pe asta și nu s-a oprit în vale până măcăreasă. Și asta duce tot aproape exact. Asta e cântărită, e pâine pentru porci, e cântărită, 25 de kilograme într-un sac. Sunt cu minți, nu le zic. Sunt buni, ce folosești de ei și... Da. Mi-e drag de ele, n-ai văzut, le dau porumb, le dau pâine, le dau... Eu lucrez ușor, nu vreau să le bat, nu vreau să le... Sunt cu minți. Și tineri amândouă. Are 4 ani, 3 ani, 4 ani, așa. Baterica asta de pâine, acum iau și ei. Interesantă legătură ai făcut, Luci. Da. Și pe supunci, ce? Păi să tâng și la vale și la deal. N-ai treabă, nu stau să cobor, să... Luci, între timp te rog să spui, ce faci acum? Am legat un buduroi, pregătesc să leg un buduroi care s-a adunat 4 cași, ba câte 4, câte 4 când se zvântă. Așa. Pregătesc, adică... Aici aici să se zvinte câteva ore, 24 de ore, 12 ore și... Păi m-am adus pit. Na buduroiul ăsta o să mai pui?
caș. Da, eu pun 10, că fac câte 2 pun 10 și dacă fac câte 1 trebuie să pui 6. Alții, prieteni, colegi, pune mai mult, spune, îl umple, fiecare lucrează cum vrea. Eu am făcut așa treaba asta și mi se umple în 2 zile jumătate, îl bag la 10 zile, 11 zile. Care lucrează acum, crede că e bine. Ei sunt vântați, nu curge din ei, nu nimic. Dar pun asta pentru protecție, că dacă... Nu, musca, n-am avut probleme cu musca, că dacă e zvântat și n-are zamă, nu... Da, vedeți că buzele de muscă ceva aici, mă. Sunt eu în măsură să dau lecții, dar eu așa lucrez. Așa cred eu că e bine, așa am învățat și așa merg mai departe. Nu fac experiență, nu fac... Tu faci la sigur. La sigur, m-am obișnuit. Nu, te-ai obișnuit așa și faci la sigur, pentru că ai o brânză foarte bună. Păi dacă am lucrat, dacă am lucrat așa și mi-a dat randamentul ăsta, că trebuie să adaptez și după iarbă, și după munte, și după climă, și după... De exemplu, când mă duc în Valea pe piatră, lucrez în altfel. Deci sunt mulți factori care influențează lucrarea cașului. Foarte, cașului. Foarte mulți. Păi temperatura, dar acum și de exemplu dacă mâine plouă. Vine toamna acum, se schimbă laptele. E mai calitate, mai super calitate, nu calitate. Trebuie să te uiți, să nu fie nici larg, că să întinde, să face bloștiți. Nici să aibă puțin loc că se mai lucreze cașul. El mai se întinde, mai lucrează, mai... Dacă da, se lasă. Da, dacă nu are unde să se lase, umflă în buduroi. În perioada asta de dospire lucrează. S-au băzut ăsta, fie. Zic, nu lucrez mecanic. Te adaptezi după condiții, dacă vrei să faci cât de cât calitate. Eu vreau, v-am spus, și mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat și vara asta și mi-a ieșit bine, sunt mulțumit, și clienții mulțumit, și proprietarii de vaș sunt mulțumiți. Dacă ai interesul, ți iese. Pui suflet ca în orice. Dar trebuie să muncești, am văzut. Duminică, n-ai weekend, n-ai duminică, n-ai nimic, nimic. Păi n-ai timp de odihnă. Eu am văzut acum așa, am stat cu dumneavoastră și nu e prima dată când stau. Nu stai deci... deloc. 10 minute zici că te... și noaptea și... și noapte și... Păi... și mai zici că la trecâini să te duci după ei noaptea. Om să te mai duci, frate, că nu mai vine să... Noi fi robot, tot un om suntem și tot oameni suntem și noi. Mai este Vasile cu goarnă, are o goarnă, dar... Câte ore dormi pe noapte? 4, 5. Dormi atâta? Păi să nu știu, depinde dacă dintre... Aseară n-ai dormit, maxim 3 ore dacă... Păi dacă, cu cât terminăm 0 mai repede, cu cât terminăm, dar bine, la 10, la 11, la 3 jumate, 4, ne sculăm ca să luăm ca și să... până bem o cafea și noi, că băi, și așa zic, mă scur mai devreme cu 10 minute, dar ne lasă să bem cafeaua. Și le-am îndeplinit doleanțele. Bea o țuică dimineața, e... ce consumă ea, mă? Întoarcem astea. Cam la 2-3 zile o părim. Da? Da. Prin opăreală ce se întâmplă? Dezinfectezi? Da, ca un fel de dezinfectant natural, nu... Să mai punem pe ăștia. Invers cum a fost aduși. Să se zvinte, îi sucim iară. Și în buduroi când îi băgăm, dacă observați, îi băgăm cu gaura asta. Stai așa. Asta, unde vine sidila, în jos. Am întrebat pe bunicul, bă, taică, de ce se bagă? Că el chiar întreba, era mic. Zice, că să nu se adune zăr, că vine de la altul, de la altul și într-o gaură și... Și nu-i bine. Păi normal că nu e și bine. Și ăștia care ai pus acum, o să-i mai întorci? Da, normal. Păi dimineață, când venim cu ăștia de dimineață, că le închigăm în seara asta, îi întorc pe ăștia, întorc blănile iară.
că o să lase din ei o dătură, un zel. A, să n-aibă umezeală. Păi deci el e viu, el nu e bâtă, nu e ca blana, el mai... Înțelegi? Că nu e bine nici uscat. Mai ales acum, în perioada asta, nu se mai stoarce... Se stoarce asta vara. Asta primăvară. Ia lapte, acum e laptele mai gras, mai... Acum ne pregătim pentru dimineață. Asta se alungă vara, frate. Dimineața o să mai pui brânză. O să băgăm brânză. Adică dimineața o să bagi brânză. Da. Aici astea le mai folosim. Un singur buduroi, așa-i? Cum adică, nu înțeleg? Un singur buduroi o să faci pe mâine. Păi da, e unul singur, toată așa e venit rândul. De exemplu, da. Uite, aici e pe 10 august. Vezi, pui bilet, că uiți, se întâmplă să uiți, să vezi. Da. 10 august și de obicei tu când bași brânza? 10-11 zile. 10-11 zile și în timpul săptămânii, ca să înțeleagă oamenii. Păi da, e venit rândul. De exemplu, ăsta e luni, da? Mâine luni. Mâine luni îl băgăm pe ăsta, miercuri ăsta e două zile între ele. Și de fiecare dată vine tatăl tău și te ajută? Mă ajută mult la curățit, că fac alte treburi până închei eu, până fac curăță. Mie e mai mică rol la curățit, are răbdare mai mare și contează foarte mult curățitul, să nu fie mucigai, să nu... Ia până aici mai jos poate să mai mucărești, să mai mucigăiești și să mai... Și el are răbdare mai mare, mai în vârstă, mai... Experiență. Și vine dimineață, ajută o oră, două la curățire, uite, dăm la mașină și pleacă. A fost de foarte mare ajutor, să-i dea Dumnezeu sănătate. A ajutat foarte, foarte mult de treaba asta. Acum a început să scadă ca și dacă a mai scăzut laptele, înainte erau buduroaiele pline, era... Pline, nu, adică mai largi. Tot așa cantitatea asta, dacă aș o băgam. Asta așa, tot așa, e cel mai natural ăsta, cel mai ca lume. Să stea pe coajă de brad. Da, îi dă și aromă. Și ăla l-am băgat în aromă când am avut coaje. Zic, dar vezi, e altfel cașul. Mult mai... Uite ce bucată sănătoasă de caș e aici. Da. Deci ea da, când l-a fix, bă, dar chiar mă bucur că ai brodit așa. Ăsta așa mă învăța, înainte așa punea bătrâni. Și după care tu ce faci cu buduroiul? Mergi și îl speli, așa-i? Îl opărim. Îl opăriți? Da, normal. Îl opărim cu zi de fier, cu apă, fiartă, cu... Câte kilograme sunt acolo? Sunt 100? Cam 100. Păi 10 cași, hai să facem socoteala. Deci 10 cași, cam așa, e cam 100, cam 10 kg are un caș. Bine, că se mai pierde acum. Da, cum se curăță. Cum să, dacă sunt multe alții care m-au auzit, n-am văzut și niciodată n-am făcut, nu mai rade cu cuțitul. Nu. Pentru 3 kg de poji prăpădești toată brânza. Am fost adeptul ăsta. O, ce bine am spus. Și ceva mai faci cu ei acum sau ele să se zvânte? Nu, îi las până dimineață să zvântă la aer. Mai aer, mai an. Tu ce bucată mare de caș. Îți dai seama câtă muncă e pe cașul ăsta? Pentru cașul ăsta? Se pun de la... să pleci cu vaca la iarbă, să o păzești, să nu mânce ursul, să nu pierzi, să nu... Mus, aia. Ai văzut. Brânza asta nu apare direct în căsuleț, deci... Ah. E un întreg proces tehnologic. Proces și meserie.
Asta punem eu. Mamă, dar ce la fix mi-a ieșit asta. La ce mă bucur? La fix, uite, vezi cum se lucra înainte. Și alea le mai folosești? Da, da, le opăresc frumos în zăr. Și le mai folosesc. Și de acum coloșa numai cu de-astea o să lucrez iară. N-am mai pus preduful de câțiva ani. Adică bine. Acum ce faci, Luci, ca să înțeleagă lumea? Unde surda? I-am dat sare la teasc. Așa zice, la teasc. A stat 24 de ore, cam așa trebuie să stea. În sare? Nu, la un bolovan pe aia încrint acolo. Ca să se preseze, mai iese din ea zăr și acum o băgăm în săcotei. Și asta îi vine rândul, mai cam peste vreo lună îi vine rândul și o transformăm în niște trăistoare mai mici. E ca și untul. A, e foarte grasă. E foarte grasă și bună. Foarte bună. Da. Și ea cât poate să stea în sac așa? Cât poți să o lești? De exemplu, ăsta e din mai. Ăsta e din mai și le vine rândul așa. Cred că n-am venit așa la munte. E o delicatese. Știu prima dată când mi-ai dat, când ai desfăcut un sac din ăsta așa, n-am știut ce aici, ce e în el. Da, bine, stă presată, stă bucata, ai văzut că să pun așa. Acum e moale, ea se așează și ia formă, așa. Important e să nu bagi fiși mult când bagi, să iei puțin mai crudă, eu așa fac eu, așa am învățat, să fie mai grasă, că dacă bagi fiși mult, o alege foarte multă urdă, poate eu pierd 2-3 kg de urdă, dar câștig în calitate. Dacă bagi fiși mult și o lași să se răscoacă, ei se mai zguroasă, mai tare, mai... Mie nu-mi place și dacă nu-mi place, bine, au tot ce ție nu-ți place, atunci nu-i face. Și așa am zis și la băie să faci, bă, faceți cum zic eu, cum dau ordine. Că ei fierbe zărul când nu sunt eu aici. Mai grasă, mai usuroasă, mai... Bine, am clienții mei care știi, am câștigat și... Și cu asta ce poți să mănânci, Luci? Ha, mie cel mai mult îmi place cartofi fierți. Cartofi fierți? Da, bine, să o faci urda dulce cum ăla. Da, mie îmi place cartofi. Nu, cu mămăligă. Aici ce se face la noi și brânza. Brânza se mâncă cu mămăligă. Așa zicea taica. Bă, brânza se mâncă cu mămăligă, nu cu pâine. Și dacă ați observat, dacă ați servit brânză cu pâine și aceeași brânză să o mănânci cu măligă, e alt, cu totul altceva, cu totul altă... Și urda. Sunt multe persoane care le place mai mult urda ca brânza. Mie nu prea mă omor așa cu urda. V-am spus, mănânc cu cartofi fierți. Cu cartofi fierți îmi place foarte mult. Și ea să mai dospească. Cu bucăți de cartofi? Cartofi fierți, cum fier cartoful. Fier cartoful. Am înțeles, deci nu-i presezi, le așa bucăți. Nu, cartofi fierți și curda. Așa să mănâncă la noi în zona. Mai ales acum toamna. La Sfântul Dumitru, la... Și mai punem un bolovan pe el. Să-l mai preseze, că din ce stă mai presat să... Luci? Da. Multă lume au spus că de ce ții câinii în lanț? Păi pe ăsta dând două motive îl ține acum în lanț. Bine că are perioade când îi dau drumul, se leg alții, îi dau drumul lui. Una, e câine de bază, la stână, la orice stână, care în tradiții ursul vine de la porci. Carnea de porc e numărul unu pentru urs. Și miroasă la 2-3 km pe aici, drept în porci să lasă. Și vedeți cum am porci. E semideschiși. Un câine de bază, un câine matur, un câine de 8 ani, știe de urs, știe de tot, el trebuie să-l țin permanent legat. Că el ați pleacă, se duce pe coasă alergat, în fine, că aici nu mai e un urs, e 3-4. Pleacă după unul, vine altul, mă trezesc cu el peste porci. Până acum, 5 ani de zile, n-am avut probleme, nici cu porci, nici cu... Unul de cel țin legat. Al doilea motiv, acolo mai jos de mine e un vecin. Și are niște câini, are niște oi de-astea, niște oi, o stână cu oi și are un câine foarte, foarte bun, un carpatin, are mai mulți câini, deține mai mulți câini, are și doi cangali, l-a luat după la fratele meu cangalea.
Dar are un carpatin foarte bun, foarte. Deci vă spun cinstit cu mâna pe inimă, are un câine de... Și dacă se-l prinde să-l omoare, că ăsta e cam tarturul lor, se duce, îl omoară. Asta toamnă, tot așa, toată vara l-am ținut legat, ba pe la poș, ba, i-am dat drumul pe rând. Și chiar în ultima zi, când am plecat de aici, în octombrie, i-am dat drumul de seara și avea un câine bălțat. Nu în Bucovina, un bălțat ăla. El a omorât, el a prins acolo șanval, el a omorât. Bine, proprietarul nu i-a fănecat, așa că era o tută, era prost, a zis că n-am avut probleme. Dar de ăsta vânătul care l-are de carpatinul ăsta, sincer vă spun, mi-e și mie necaz. Când are cineva de ținut un animal bun, așa, o să-l auzi noaptea cum lasă, e un câine bun. Și așa se duce 2-3 imediat, omoră. Și când a fost ultima dată la tine, au fost mai mulți legați. Dar ei ai legat ca să pot umbla eu prin siguranță acolo, pe lângă stâna ta. Ca să umblu eu în siguranță. Acolo șanvale pe piatră. Da, acolo pe piatră. Că dacă nu erau, tot timpul erau pe mine. Și era să mă muște. Da, acum, în timpul verii, sunt mai obosiți, mai stresați, mai moi. Acum bine, pe timpul zilei, că când se face seară, deja și băieții ăștia mei când vine de la vaci, ia și mușca. Dacă vine, o să stă, vede de seară, vorbește cu ei de la distanță, că dacă nu vorbește, să pule și pe ei. Sunt niște câini, păzește, niște câini agresivi, niște câini. Niște câini cam nebuni, așa. Deci, Gruia e câinele tău alfa. Da, e tata la toți câinii. El s-a împerecheat cu Breaza și mi-a scos câinii. Și sunt mulțumit de aici mei. Și, de exemplu, i-am dat la un băiat la Moldova, l-am dat și are niște câini, are 3 câini, a luat și o cățea. Cum îl cheamă? Dorobanțu, Căliman, a zis că pune gura pe urs, e foarte, foarte mulțumit. Eu nu i-am văzut, v-am spus că am timp să-l vedeți pe urși. Aleargă, îi face servici. Noaptea intru, mă bra la pijamale și mă culc cu toți. Sunt buni, știe rostul aici, știe. Sunt niște câini răi, niște câini agresivi, niște câini. Nu prea are frică nici de câini, nu prea are frică de nimic. Ăla mica lui Cristi și-a luat cangale, a zis ca să-mi bată pe ăștia cangal cu Asia Centrală, nu știu, pe de-asta i-a luat. Da, să prindă cu atăi. Aici la zi prindă pe ai mei. N-are nicio șansă. Dacă nu-i castram pe aia 3, cred că era mai nebun. I-a mai domolit în castrat. Vă dați seama, am avut acum cățea asta, a fost în călduri. Și de asta nu mai ți-o legat, că mai e minte cățeaua de preterminate, dacă se mincaire pe aici să mai... Mi-e urât de treaba asta cu încăieratul, băi. Mi-ai mei toți și... S-a mai încăierat, te-am despărțit cu apă. M-am mușcat odată, ăsta. Bă, m-am mușcat, asta vezi ce am pățit. Se bătea cu Breazul. Era în putere, acum 3 ani. Tot așa să cățeleau cățea. Și eu am mai făcut faza asta, adică m-am băgat între ei. Am luat unul de curea și unul de curea. Și ăsta m-a luat de mână. Uitați, am pulțit pe aici pe mână. Aici, aici. Ai. Doamne, în câteva minute, bine că a strâns o dată, când a văzut și a dat seama că nu, i-a dat drumul, m-au luat niște friguri, m-au luat niște tremuraturi, m-au luat niște... Mi-a înțepenit mâna. Noroc, a fost vaccinat, a fost... uitați ce colț are. Ne mai areți o dată? Nu știu, i-a arătat. Uite, mai ales să ia de jos câtă zi mari, dar apoi ia de sus. Și vă dați seama, a strâns și și-a dat seama și... Mamă, ce friguri m-au luat și ce tremurași. Luci, te rog frumos să-mi detaliezi ce mâncare le dai tu la câini. Multă lume a spus, le dă numai mămăligă, ce câini pot fi ăștia? Hai să vă spun ceva, un secret. Deci, socrul meu are 83 de ani. A fost la oi de mic copil, a fost copii necăjiți pe timpul războiului, în fin. A fost numai cioban, a fost cioban la mânzări numărul 1. Și el, și acum la ora actuală, e de principiu la câinii de stână să nu se dea carne. Deci, vă spun eu, bătrânii, nu acum, ei nu dădeau carne la câinii, de la, mai ales la oi. Un câine dându-i carne, îl înveți la oi, îl înveți la... nu e bine. Și una, a doua, dându-i carne la câine, deja câinii nu e bine. Bine, domnule, vorbim de câinii mei, vorbim de câinii care sunt la stână, de câinii care face servicii. Și astăzi am vorbit cu băiatul ăsta de carne, cu care are acolo șauele. Și a zis, nu e bine câinii, chiar am vorbit cu el, m-am întâlnit cu șanvale, să fie sătui, nu mă doarme pe la umbră, aici trebuie câinii să fie activ. Deci, să nu specificăm asta.
câinii trebuie să fie activ aici, trebuie să fie 24-24 de lume. O leacă mai subțirel, o leacă mai iute, mai... Nu mai iute, mai... Dacă e un umfli de carne, nu mai se dă croșa de la braț, vă spun eu. Și mâncarea de bază la câinii de la stână, de când e pământul ăsta, se dădea zăr cu mălină. Mă, mălină, dă mălai, eu nu așa, alții le dea de huruial, de tărâțe de astea. Sau pâine. Pâinea nu prea e avantajoasă. Cel mai avantajos e mămăligă. Mămăligă și cu zăr le dau, zăr nefiert. Cea mai naturală mâncare, eu n-am avut probleme nici cu constipați, nici cu diarii, nici cu... N-am avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Și la căței mici, bine, pe căței mici îmi mai ajut, le mai fac fierturi, le mai fac câte cuvărez cu d-astea ca să plece altfel. Se mai ajut sau le-am mai luat niște pedigrii mai buni, niște Royal Canin sau d-astea, dar... Că până își dă pe măligă, nu ai văzut la împăcăță, l-am luat tot așa, mâncă măligă cu ză, nu... Bine, dacă mai le dau așa și carne, dacă se mai întâmplă câte ceva sau... Doamne ferește... Nu știu, e și libertatea asta aici, ăștia stă numai în aer, în aer... E niște câini care sunt folosiți, utilitarii, e cu totul altceva. De exemplu, l-am avut pe Breazul vândut 2 ani de zile la un prieten foarte bun și i-a dat mâncare. E terminat câinii, a stat pe acolo legat, pe boxe, numai, nu. Deci, pur și simplu, nu mai am ce face cu el. Ăștia sunt aici, în mediul lor natural, născuți, crescuți, dar asta e ce câine ciobănesc. Nu neapărat carpatin, corp, câine ciobănesc românesc. Câine care își face serviciu în meseria lui, adică ei. Câine utilitar. Și acum 30 de ani, nu au fost rase străine, tot ciobăneștii noștri au păzit oile, vacile și animalele bunicilor. 30, 50, 70, 100 de ani de când de... Noi mai în băie în toamnă, când mai, dar nu mai e oi acum, când făcea băieții ăștia baie la oi, sau când aveam oi strânse, îi băgam în baia oilor atunci, de parazita. Înțelegi? Mai face și ei parazit, vă dați seama. Câine să nu se scarpi. Hai. Cât e de rău să mănânce câinii de la străini? Să le dea străinii de mâncare? Nu înțeleg. Să le dea alte persoane la câinii tăi de mâncare. Dacă mănâncă? Da, cât e de rău să le dea? Strică câinii? Nu, aia se strică, nu o să strică. Nu, nu o să strică, domnule, că ăștia niște câini ai născuți. Nu o să strică dacă le dea dumneavoastră mâncare. Nu. Adică să se obișnuiască păi cu oamenii. Păi vine cineva, vine lumea, aia să vă spun, că vine la brânză. Vine care are vaci, proprietar de vaci. Și ia câte o pâine, că știe că am câini, mă sună, vezi că venim, că așa. Și le dă pâine. Mănâncă pâinea și sare pâine în continuare, înțelegeți? Nu, nu, asta nu. Că cam o pâine, că e mai ușor de transportat, mai ușor de... Ce te tot jui din mână. Ce ar trebui să facă turiștii dacă se întâlnesc cu câinii lui Lucian Duruian, să zic? Să vorbească cu ei și să le dea o lea de mâncare și n-are nimic. Nu e, hai să vă spun, domne, cum e cu câinii ăștia, nu știu. Dacă se întâlnește niște turiști pe acolo pe vale, nimic nu le face. Latră așa după margine, latră ca să dea un câine. Dar nu, aici am proprietate, înțelegeți? Ăștia sunt câinii. Ai mei vorbesc, care ei dețin eu. Nu o să vedeți dumneavoastră, n-ați văzut vreodată vreun copil sau ceva mâncat de câini ciobănești. Niciodată, vă spun. Ăștia nu te mănâncă, nu te omoară, nu. Pe drum, te întâlnești, ei merge, îți vede de treaba lor, pașnici, sunt niște câini, pașnici, nu? Păi așa, dacă știam că sare la lume pe acolo și pe drum, îi țineam legat, că de ce să intru în pușcărie pentru niște câini, nu? Dar știu că nu face nebune, știu, păzește pe teritoriul, pe perimetrul. Și așa au păzit câini ciobănești, dacă erau caucazieni, cum zice prietenii mei care mă tot dușmănesc, atunci era cu totul altceva, dar nu. Am demonstrat că îi lasă legați, câinii își face treaba lor. Nu are străini nimic în ei. Și o dovadă clară asta, nu? Este important să fie câinile sătul pe timp de noapte? Cam seara le dau mâncare, așa știu tot așa, să fie seara mâncați. Nu știu, alții merge pe principiu să fie seara flămânzi. Nu, eu le dau seara mâncare. În două motive, una, mănâncă și mai bine când e căldurile astea mari, suferă foarte mult de căldură.
Ei chiar acum se știe seara, programul vine la măligă, mănâncă măligă și dacă nu mănâncă acum, mănâncă peste noapte, bea zărul, na, și să fie cât de cât sătul. Alții zic că nu le dă mâncare să fie flămând noaptea, nu. Era un bătrân, spunea bunicul meu pe acolo, așa, pe îngheț, pe dâmbovița aia, pe acolo, așa, când stătea, mânca iarna fânul, cum erau înainte. Și zicea că avea un câine de ăsta așa și ca să facă servici la lup noaptea, îl lega d-un par, așa, avea o furcă de-asta, și îl uita și o căcăleată de apă. Zicea că făcea că e chiau, chiau, chiau toată noaptea, ca să știe lupul că e un câine acolo. În iarnă, când a fost la tine, câinii au stat să mă mănânce, când i-am... M-a jucat un pic cu ea, adică i-am încercat. Multe persoane au spus, adică câțiva au scris, că au dat din coadă și câinile care dă din coadă nu mușcă. Păi știu eu cât a zis persoanele astea, dar de exemplu Neanicu, care e ciobanul meu de 5 ani de zile și a crescut cu câinii, a venit într-o seară mai târziu și n-a vorbit cu ei în curte, l-a mușcat ianul ăla, dând în coadă așa. Și nu știu câte... Dom'le, mă uit așa pe internet tot așa și văd fel și fel de comentarii, fel și fel de... Dom'le, te lasă mască. Eu am o leagă de experiență la 40 de ani, dar niciodată n-am intrat în comentarii și nici nu intru, că n-are rost în polemică cu ea. Dar e diferență mare de la practică la... Și oare cine comentează, Lucian? Oamenii care nu chiar știu ciobănie și meseriași în domeniu sau nu, oamenii care sunt pic nepregătiți? Care știe ciobănie și are un câine și a lucrat cu câinii, nu cred că vezi comentarii de-astea iurea, că a dat câinii din coadă și nu mușcă. Asta n-am auzit acum, nu știu. Cel mai al dracu câine posibil, asta o știu tot în experiența mea, e care mușcă pe furiș. Cel mai periculos câine posibil. Și ala nu știi când te mușcă. Deci ala nici nu latră, dă din coadă, pe lângă tine, te-a capsat. Deci pentru cunoscători ăștia de câini. Ala e cel mai naibii câini. Dar eu nu cred eu că nu te mușcă câine. Eu v-am spus, l-am mușcat pe Neanicu. Era Vasile, nu băiatul ăsta, ălaltul care l-am avut. Vă trei ori l-am înțepenit pe-n gardă. Și nu cred eu. Mai ales cum e ăla schiopul, ăla a venit unchii mei odată la stână, l-a prins în stână, n-am fost aici, am fost în vale cu iapa după bagaj, n-a putut să iasă, cu bețe, cu noi, s-a pus în fața lui. Iar nu cred eu că... Tădea și poate și dă-n coadă, asta chiar că n-am auzit, nu știu. Câinii care sunt crescuți în boxă, sau fătați în boxă, mai bine zis, să pot obișnui aici la stână, dacă-s de mici? Foarte greu, deci foarte greu. Eu am dat eu la cineva o cățea și am vrut să iau înapoi și nu, na. Nu, e învățat, nu, e greu. Ei au un cap, au, nu cred, părerea mea, nu știu, nu, n-ai cum să aduci un câine din box să-l aduci aici, n-ai ce să fac. Și în primul rând eu merg pe părerea asta mea, pe principiul ăsta meu, câinii, cățeaua e la stână și e gestantă la stână cu căței și fata la stână și... Căței iese ei la stână, iese în aer, e cu totul altceva. Nu, eu n-aș cumpăra, bine, sunt câini frumoși și super buni și poate deține mulți crescători. Dar dacă n-aș ști eu din ce cățea e și din ce așa, n-aș cumpăra, n-aș vrea. În cățea și câine și... Eu acum vreau să caut un mascul neapărat pentru cățelele a doua. Am două cățele și scoate bine, bine. Le-am adus pe la Cristi, dar aș mai schimba. Și Cristi Simeon are niște câini buni, dar aș mai schimba, sunt, deci mie îmi plac mai masivi. Înțelegeți, Cristi are, cum sunt ăștia acum, a căutat așa să strice câini. Să-i facă mai subțiri, mai ius, mai nu știu ce, mai de viteză. Eu nu sunt adeptul ăla, v-am spus și nu. Eu sunt de câini mai groși, câini mai legați, câini... Și un cal, care e mai țapă, mai robust, are altă putere, altă... Și orice animal. Ce să faci cu o frișcă de-aia? Subțire, la taie vântul. Nu da, așa zic, că taie vântul. După lup. Părerea mea. Așa am prins câini, v-am spus și m-am mai spus și asta iar, erau câini groși, câini legați. Și de-aia țin. Poate să zică comentatorii de pe Facebook ce vrea să zică. De-aia țin. Nu țin de viteză. Păi așa să... Crescători ăștia, că a zis că dacă sunt mai subțiri, taie vântul, taie curenții și prinde lupul în urmă. Și ce au face viteză? La lup? Da, o viteză, câini de viteză. Iară mă copiază băieții ăștia pe TikTok. Dar ei nu știe ce am vrut să zic eu, ei gata, pune toate, care a înțeles, a înțeles. Sunt și oameni care au înțeles ce am vrut să zic și
Și am observat acum niște băieți că au început să caute și câini mai groși să-i mai aduc alea la adevăr. Băieții după ăla cu crescătoria de asta de agutii. Așa zice, agutii. Toți cofetarii, domnule, toți. Cum pot să mă duc într-o canisă să-mi cumpăr câine ciobănesc să-l aduc aici? Ce să fac cu el? Ce să-mi facă câinele ăla? Că la nimeni nu știe pe ce lume e aero. E cum mă duceți pe mine într-un aeroport, tot așa, în America. N-ai ce să faci. Ce, sunt câini flămânzi? Dacă era câine flămânzi, stătea ăsta numai pe buzunare te căuta. N-ați văzut stă zorul în truc, le dau o ligă acum, azi că mergem și le dau o ligă. Dacă erau câini flămânzi, ce? Asta e așa, eu le dau, eu așa cred eu că e bine și așa le dau. Nu mă interesează pe mine comentatorii. Și toată noaptea latră și toată noaptea se duc pe păduri. Doamne, sunt niște câini munciți, niște câini și obosește și ei, vă spun eu, că tot niște organisme sunt și ei, tot niște animale sunt, dar nu sunt roboți. Și ăia se strică și mașina se strică. La un moment dat se moaie, am văzut că se moaie. Cam până la ce vârstă fac ei treabă la stână? Hai să vă spun, deci un câine bun. Și cum e ăsta, de exemplu? El are acum 8 ani. Latră, am văzut, a început să schimbe, deci îl cunosc, și lătrătura, duce spre bătrân și păzesc mai din aproape, nu să mai ducă, deja devin mai neputincioși, înțelegeți, mai câinii în putere, părerea mea, e la 2 ani, că de la 2 ani se maturizează un câine, vă spun eu sigur, am crescut căței, zeci de căței, de la 2 ani, până la 2 ani e ca copil, dar bine că îl vezi că își dă drumul, că vezi care are intenții, dar nu te poți baza pe el. De la 2 ani până pe la 4-5 ani, în puterea lui, în dracii lui atunci. După aia începe să mai domolească, să mai... Bine, fac servici, păzește, dar nu mai așa zăpăciți cum e câinii la 3 ani, la 4 ani. Mie ăștia îmi plac să țin. Și am avut o perioadă numai de așa, țineam de ăștia mari așa, îi dădeam la prieteni, la 5-6 ani. Și țineam numai că... Cum am avut perioadă când știam numai cățălanii, numai... Nu știu, am văzut la cineva de pe la Alba Iulia, nu știu cum îl cheamă, că mie nu mă interesează, că i-am dat eu 2 câini și nu e bun, da? Cine e ala? Și cum când a luat ala câini de la mine, nu-mi dau seama. Eu cu ea am dat câini, v-am spus, sunt și vedeți și pe firmă și... Dar cu ea am dat că n-am avut treabă. Bine, poate să iasă și plus și... Să iei la o mână 50 de și înseamnă una cu altă, nu sunt eu de vină acum. Cum îl educi, cum, ce știu eu ce. Îl ții în boxă, ce trebuie cu prietenii să iei la ala în boxă? Hai să vă dau un exemplu. Ați văzut, era cașcavalul ăla, e de sâmbătă afară. Am băgat brânză. Urda agățat afară. Deci, gălei sau ceva. N-ai să vezi că îmi bagă ăștia botul într-o găleată sau ceva. Dacă era flămând, sărea la porci, peste gard, mânca zărul pe la porci cu pâine, mânca ouri la găini, mânca pui. Păi, un câine flămând. Un câine flămând și la oi, dacă îl ții, s-apucă, face nebunel, mâncă mie, mâncă oi. Mânca găini, mânca rațe, mânca tot. Dacă era un câine flămând, cum zice crescătorii ăștia de elită. Asta, dumneavoastră, fiecare ține cum vrea. Dacă era flămând, nu mă făceam eu treabă cu ei. Ce făceam eu cu un câine flămând? Stătea toată ziua pe aici, pe spatele meu. Îl vadă treaba lor să dea mie lecții. La 40 de ani de când cresc, că ei n-am lecții la anumitia. Ei cresc cum știu eu, cum i-am crescut, știu până acum și... Să țină lecțiile pentru ei, etajul 10 ăștia, să... și de comentarii pe internet. Mi-e drag să citesc. Mi-e drag, dar mă amuză. Am mai spus, câinii e o sursă de venit pentru unii. Fac bani mulți din câinii ăștia, dar... O lumea să țină porci, să țină de-astea, ține câine. Luci, cineva a spus acolo un comentariu ăsta, să-l mai zic, că nu merită să băgăm în seamă, că dacă vine cu doi rottweileri, ți-i face mânuși. Să vină. I-am și scris acolo băiatul ăla, să vină. Dar și... explică-i tu ce atribuții are un câine ciobănesc, ca să înțeleagă, că nu-s câini de luptă. Păi nu e câini de luptă, eu nu i-am antrenat pentru luptă niciodată. Ei sunt câini de pază. Înțelegi? E cu totul altceva. Dacă vine un câine străin și mi-aleargă o vacă sau găinile pe aici, cred că își apără teritoriul. Sunt cam, mai mei lucrează în echipă, nu știu ce ar face ăsta, de exemplu, cu un rottweiler parte în parte. Nici nu prea am încărat, înțelegeți, înainte încă eram. L-aveam pe gruia, de asta am pus și lui ăsta numele, gruia. Sau pe balaban și pe bulgarul, era fratele meu mic, atunci avea 15-16 ani, îi lua de mici și i-a antrenat pe câini de ăștia, pe jagardele de ăstea, mamă.
Domnule, păi aia prindea un câine, prima îi rupea gâtul, deci nu mai era antrenat pentru așa ceva. N-avea ce să-i facă și l-aveam iară pe gruia, tot așa l-am mai încherat. Era odată îi bătea pe Tasu, deci pe Mureș, pe Martin și pe Ianuș avea Cristi. Trei câini. Iar un can sus, eram cu Vlăduț. Poate îl sun pe Vlăduț acum. Mi-a fost rușine zi, mă vede Cristi de la Saivan, m-am dat așa după colț. Dar erau niște câini antrenați pentru... Nu am mai stat să încăier acum, că n-am mai... Am o minte și eu nu mai stau să încăier câini. Dar lucrează cam în echipă și nu știu ce ar putea să-i facă un Rottweiler, că nu cred că are două gură Rottweilerul ăla. Ăștia sunt mai mulți, sunt 3-4 și nu știu dacă i-ar face față, nu știu. Să vină. Bă, aici e simplu. Vine cu mașina până în vale. E foarte simplu. Chiar rog. Și dacă îi mușcă vreo Rottweiler, eu omoară, nicio problemă, schimbă rasa. Cumpăr Rottweiler. Ceea ce nu cred. Ăsta e frecții la picior de lemn, știți, vorbe de la vânt. Adică eu mă apăr de urs cu ei pe aici și e frică de un Rottweiler, îi face la mânuși. Nu? Luci, de ce trebuie legat câinele cel mai bun în preajma porcilor? Păi e numărul unu, adică să... V-am spus, ursul vine drept la porci. A venit cineva de la Sighișoara, domnul Marius, și a venit pe la mine și chiar s-a mirat, face, uite cum ții tu porcii, că la noi acolo și-a într-un sat vecin, la periferie, aras ursul toți porcii. Și la mine aici, deci, n-am avut probleme, pur și simplu. Și de asta, trebuie să ții câine, să ții un câine bun, așa era când era mică, ca taica pe Bucălău. Tot așa, un câine bun la porci. Un câine care pui bază, păi vine ursul, ce trebuie, dacă e o tută, face groapă, intră în pământ, trece ursul pe lângă el. Mă trezesc cu el în porci, ceva după aia. Aici trebuie câine masiv, câine bun. Înțelegi? Vine ursul, își dă drumul, trece pe lângă el, câinele face groapă, am văzut faza asta. Era mai mic când s-o arăt, a intrat în pământ, cum ca pui să mai vedea. Deși câinele are o frică când vede că vine fiara, dacă e... Că ursul e o fiară, am mai spus. Și știe și el că e legat. Nu prea... Deci am avut câine legat și acolo și sus. Am avut oborul aici și aveam un câine de bază legat acolo sus deasupra. Că ursul când se lasă de... Și trebuie să fie un câine de bază. Un câine care să latre, un câine care să dea tonul. Nu unul de frică. Un cremenește de frică. Da, să se leagă un câine de bază la rea pe la... Așa fac, și am învățat și așa fac. Și eu am bază în el, îl aud când latră. Noaptea, îmi dau seama, bă, e pericol. Luci, ai adevărat activitate, uite, trebuie să bași rațele, pui. Asta mi le fac eu cu mâna mea, că rațe trebuie, dar mi-e drag să le am. Hai, mai dau la măgărițele de porumb. Uite, zărul, vezi cum mănâncă? Dacă era câine mâncat și flămânzi, zărul e ca lapte, e zăr nefiert. Cum zice comentatorul ăștia de la parter, nu l-ai dat lui, știi? E câine flămânzi ăștia, nu? Stai că le dau mălic acum. Și tu, puiuț așa mic, sosuit sus pe ușă cu cloșca. Uite ce tu ce distanță mare. Gabriel, ia frișca cu tale. Călușa. Călușa, unde ești? Uite pe la coloșa, pe la poarte. Haide. Câini flămânzi ăștia. Nu știu ce vorbește mă comentatorii ăștia. Hai să-i dau până la urmă legat. Uite-o vreau aici.
câini slabe, cățeafă, tată, cățeafă, acum s-a montat la fix. Sunt câini slabe. Luci, tu când preferi să-ți fete cățelele? Când e cel mai, perioada cea mai optimă pentru păi tine? Nu e pe prefer. Bine, că asta îmi fată primăvara și toamna. Deci acum dacă îmi fată perioada asta de toamnă și cățăi buni, țâul la iarnă păstrez pentru mine. Tot așa, zice că cățăi de iarnă e mai viguros, mai... Era bun și vara, că îi creșteam pe aceea. Dar vara e mai... Cam iarna, cățăi de iarna. Luci, acum facem urda. Da. Încă un produs foarte delicios de la stâna ta, din gama ta de produse. Bine, urda s-a făcut, brânza și urda se face pe timpul verii, la noi mulți în zona asta noastră. Și fiecare tot așa, ca și brânza, are secretul lui la urda. Spune-mi cum o faci tu, așa din mare. Păi pune zărul la fiert. Aici am bidonul acolo și avem niște zări puse să pună vara. Vedeți, cu ala îl folosesc, e 25 de litri, nu folosesc cantități mari, să ziceți. Iau cam 3 kg, 3 kg de din zăr de la, uitați că n-a avut, așa. Bag la ăsta, ăsta are 5 bidoane și, deci 130 de kg de zăr. Aici. 130 de litri de zăr, bag 3 zăr de năcrit. Pus pe primăvară s-a acrit, fiști, îi spunem noi, fiști. La zărul de vacă, la zăr dacă aveam și oaie ceva... Lapte de oaie nu băgam nimic, dar pe asta de vacă să bagă. Și cu cât bagi la mai puțin, cu atâta este mai calitativă ea. Și tu o lești să fie mai moale sau mai tare? O iau mai crudă, o iau mai crudă, mai, dacă e puțin mai crudă, este mai usuroasă, este mai grasă. Mai cremoasă. Mai cremoasă. Dacă o bagi de ăla cu două câini în plus, fiși cu două câini în plus, este mai zgroasă, este mult mai mare, mai cantitate mai mare, dar este mai aspră, mai asproasă, mai... Fiecare face cum vrea, eu m-am mai spus că de la brânză merg mai mult pe calitate, nu pe cantitate. Câștig în partea elaltă, pui 5 lei în plus la kilogram, am pe ce cere bani, înțelegeți? Înainte să o pui în sac, cât timp o leși așa în strecură? 24 de ore, lăsăm dulce. Așa o las eu. Și după aia îi dau sare, o bag la sare, o pui la teasc. Mai stă și acolo așa cam 24 de ore și după aia o băgăm în sac. Să fie scursă cât de bine, să fie scursă. De, și asta tot așa, în funcție de vreme. Dacă e cald, cum a fost astăzi, e mai moale, mai strecurătoare, în sidilă, în sidilă, zicem noi. Dacă e mai frig afară, mai așa, e mai azi, mai se ține mai... În funcție de vreme, și la urdă, și la starea plină. În funcție de vreme, ai spus, de iarbă? Da. Am iarbă bună acolo așa, în zăbava. Partea în zăbava, în puțuri și în zăbava, am așa aici, iarba cea mai de calitate, e pe păraile alea acolo și pe văile alea, e anine, e cu totul altceva. Dar se combină, se mai schimbă. Dacă ai sta numai pe anine, acolo și nu poți să faci brânză, este brânza mare, este altceva. Am testat. Și testată și de mine și de nu știută, iarba de piatră albă, iarba de calcar, cum e aici sus, e calitate super. Acolo pe dealul Sasului, iarba de anine nu mai e, anine mesteacă, ne mai acră, mai altceva. Se lucrează în alte condiții. Și aici, dacă aș sta numai pe văile alea, de exemplu, nu pot să fac. Deci aici unde sunt păvăile astea de 5 ani de zile sunt primul părinte pe care am stat cel mai mult. Au venit mulți înaintea mea, a stat un an, a făcut treaba, a plecat. Deci vă spun sincer, nu că mă lau ăsta. Dar să am, dacă au rămas pe aici pustii, zăbava, numărul 1, puțuri, iar numărul 1, calitate, super, iar bună și mă ajută foarte mult. Asta e urda, da? Dar da. Înainte, după ce băgăm fiștul, mestecăm puțin și atunci se ia în fița, începe să aleagă ea, să mai crudă, mai zimoasă, mai cremoasă.
Acum nu mai poți să faci jingiță, că e deja aaa, se urde asta. Zărul nu-l arunci, tot-l dai, adică ai porci, ai la vaci. Porci, nu la porci, la porci n-ai că dau nefierte, la vaci, la cai, la măgari. A, deci tu numai zăr dulce dai la porci. Numai nefiert, da. Are altă proteină, are altă... Dar nu mănâncă ea, că i-am învățat la zăr nefiert, bă, ăsta în el. Bine, alții mâncă la bea cu apă, mâncălături, dar... Dacă e, n-ai ca orice, dacă îi înveți așa... Zărul nefiert are multe proprietăți, are grăsime, are proteine, are de toate. Mai ales ăsta de la munte. Și ea nu le mai dau la câini, le mai dau la asta să menține ei așa și la păr și la asta. Eu n-am avut probleme, din cauza la mâncare niciodată cu ei să-i îmbolnăvesc în mâncare sau... Bine, dacă erau căței mici când erau atunci și le puneam cu mâncare multă, păi îi intoxicam, dar așa nu, că-i mari, n-am. Să facă enzime, să le cadă părul sau nu. Și au mâncat și carne, au mâncat, știu eu când le dau carne, cam iarnă le mai dau iarnă. Iarna e altceva, îi mai ajut, înțelegi? Iarna mănâncă și altfel. Avara, acum, dacă le-aș da carne, să băgăream puțin. Și să duci carne vara aici, ai un pericol, pentru că atragi urși și da, atragi, dar nu ți-am spus în cauza asta, bă, ce fac, cu toți corbii pe aici, cu toate muștile. Aici la brânză trebuie să fii igienic, nu musca pe tine. Și aici nu poți să ții tu carnea, nu, să o păstrezi. Dar nici nu trebuie. Am luat într-un an la cineva niște curcanișe de-astea aici și nu le-am pus în capul ăla, le-am dus pe aici într-un părău. Nu mănâncă ei vara carne, așa, nu. Îi stresează, nu scrie. Iarna, da. Iarna le cumpăr, organe le cumpăr, de-astea le mai cumpăr. Ei mai ajut, cum să nu mai ia și lângă carne, mai ia proteina, normal, logic, le trebuie la urmă. Lasă, să știu eu, să-i crezi, nu să-mi spună mie crescători de ăștia de elită, cum se crește câinii. Fiecare își crește cum vrea și îi ține cum vrea și... Nu am dat la nimeni lecții cum să le dea mâncare, nici nu mă interesează. O să le dea și... Fiecare crede cum îi face cum e bine. Luci și-o mai trecut o zi. Na, mai trecem, așa a trecut timpul și trece o zi din viața noastră. Și ne bucurăm de aici. Nu ne mai întâlnim cu ziua de azi niciodată. Niciodată nu ne mai întâlnim, mai dreptate. Trebuie să profităm la maxim, să ne bucurăm și să nu fim supărați sau să luăm ură unul pe altul. Nu. Ura și dușmanie de la diavol, nu e bună. Și ardea de la diavol. Ei, ne-am vorbit așa cu dumneavoastră, nu cum nu m-am stresat eu de comentarii doar de tot. Fac ce vreau, cresc cum vreau câinii, fac ce vreau, montez cu cine vreau și cu ursul, dacă pot să votez după ce montez. Nu iau lecții de la mine în privința asta. Ce frumoasă trupă ai, Lucian.
drag de el, mamă, ce frumos face. Așa ca un câine. Mai frumos ca toți. Cățelul? Cățelul care trebuie să facă acum în septembrie un an. Da. Uite ce înalt e. Toate calitățile de frumusețele are. Atât am pare rău, cred că i-a încheiat coada puțin la scurtă. Poate pisica cum trebuie. N-are treaba pisicii. Uite și bine, la început am luat în brațe, eu le-am arătat-o, bă, vedeți, stați cu minți. Da, fără glumă. Boom, 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 boom.